Conform prevederilor legislației în vigoare, Direcția de Asistență Socială DEVA are obligația de a verifica orele de muncă în folosul comunității pe care trebuie să le presteze beneficiarii de ajutor social din reședința de județ. Pentru că nu au vrut să muncească, pentru 3 familii din DEVA a fost suspendată în această lună dreptul la ajutor social și plata acestuia. În plus, DEVA a demarat în această lună și alte anchete sociale la alți beneficiari. Vă readuce aminte că la DEVA în perioada noiembrie 2021-martie 2022 s-au acordat aproape 700 de ajutoare pentru încălzirea locuinței și peste 1200 de suplimente pentru energie. Anchetele sociale au ca scop verificarea respectării condițiilor legale de acordare a acestor beneficii de asistență socială. Potrivit legii consumatorului vulnerabil, anchetele se efectuează la un interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. DASDEVA face apel la toți beneficiarii să permită accesul asistenților sociale în locuințe și să furnizeze toate informațiile de care aceștia au nevoie. Și aici, în cazul în care se constată nereguli, respectivele ajutoare pot fi suspendate până la clarificarea situației sau chiar anulate.